Istoria romilor, o perspectivă din prisma memoriei sociale. Astăzi îmi revine rolul de a face un scurt parcurs din perspectiva sociologiei istorice asupra trecutului istoric al romilor din România. Perspectiva pe care o voi adopta este cea a memoriei sociale, așadar voi prezenta pe scurt principalele perioade istorice din istoria romilor din România, exemplificând și analizând impactul acestora asupra situației romilor în prezent. O atenție specială o voi acorda modului în care acestea sunt conservate pe de o parte la nivelul memoriei colective și la nivelul memoriei sociale. Memoria colectivă este înțeleasă ca acele reziduri cu conținut istoric conservate la nivel de comunitate, având rol în modelarea identității indivizilor din comunitatea respectivă, iar memoria socială este înțeleasă ca reprezentare a romilor în spațiile instituționale, muzee și alte instituții de cultură, manuale școlare. Aceasta având un impact major asupra formării și afirmării identității etnice a indivizilor la nivelul societății. Istoria romilor din România este caracterizată de o serie de fenomene și evenimente mai puțin cunoscute, înțelese și integrate în ceea ce numim istoria națională a României. Voi argumenta în favoarea faptului că istoria României nu poate fi pe deplin înțeleasă în afara istoriei romilor din România. Istoria romilor din România începe oficial în anul 1385, când romii sunt atestați documentar ca robi ai mănăstirii Tismana, când domnitorul Dan I dăruiește mănăstirii Tismana 40 de sălașe de ațigani. Acest lucru indică faptul că romii se aflau probabil cu câteva zeci de ani înainte în starea de robie, deoarece ei aparțineau în primul rând domnitorului, el fiind cel care putea dărui, dona robi mănăstirilor sau boierilor. Robia a avut o durată de mai bine de 450 de ani, mai precis 471 de ani. Iar în aceste 4 secole și jumătate, romii au fost exploatați de deținătorii de pământ, în special boierii și mănăstirile. Avem așadar 3 categorii de robi, unii aparținând domnitorului, alții aparținând boierilor, iar o altă categorie aparținând mănăstirilor. Ce însemna starea de robie? Starea de robie însemna o stare de dependență totală față de stăpân, acesta putând să-l vândă pe rob și să-l exploateze pentru orice tip de muncă necesară stăpânului. Codul Kalimach din Moldova, adoptat în anul 1817, este primul cod civil din spațiul românesc, acesta fiind inspirat din codul francez adoptat în anul 1804. La articolul 10, acesta prevede că robia este împotriva drepturilor omului, însă aceasta a fost practicată în spațiul românesc de secole, fiind un obicei al pământului din timpuri străvechi, chiar din anul 1385. Așadar, robia la începutul secolului al XIX-lea este înțeleasă în spațiul românesc ca o instituție fără de care societatea românească a acelor vremuri nu putea funcționa. Și, dacă îmi dați voie, mi-ar plăcea să citesc din acest cod. Robia și aceea cu privire către dânsa urmată stăpânire, deși sunt împotriva firescului drept al omului, s-a urmat din vechime în principatul acesta, însă nu așa precum romanii într-o vreme au urmat, și cu o mare deosebire, căci aici puterea stăpânului nu poate vreodată sub niciun cuvânt sau pricină a se întinde asupra vieții robului. În continuare îmi propun să dau citire primelor 6 articole din codul civil al lui Caragea, adoptat în anul 1818 în țara românească, acesta având un capitol special dedicat pentru robi și țigani. Articolul 1. Rob sunt cât sunt dobândă altuia, cât sunt proprietate a altcuiva.
Acest fel sunt țiganii în Țara Românească. Articolul 2. Cât se vor naște din părinți robi, sunt robi. Înțelegem că robia era o stare de dependență care se transmitea din generație în generație. Articolul 3. Și câți numai din roabă, din mamă roabă se vor naște, sunt robi. Articolul 4. Stăpânul țiganului nu are putere asupra vieții țiganului. Observăm așadar o reluare a acestei idei introdusă și în codul Calimach din Moldova. Articolul 5. Stăpânul țiganului e slobod să vândă și să dăruiască pe țigani. Articolul 6. Câți țigani în Țara Românească nu vor avea stăpân cu dovadă, sunt domnești. Aici se face referire la importanța actelor de proprietate asupra robilor. De fapt, fondul arhivistic din perioada secolelor 14 și 19 din cadrul Arhivelor Naționale ale României și nu numai, conține un număr foarte ridicat de documente de vânzare-cumpărare a robilor, număr de documente care s-ar putea ridica cu ușurință peste o cifră de ordinul miilor. În cele 4 secole și jumătate de robie, romii trăiesc la marginea societății, aceasta născând în mentalul colectiv ideea că acest loc este predestinat acestei categorii etnice. Robia este desființată în Moldova și Țara Românească sub influența ideilor iluministe de la 1848, idei care influențează abolirea sclaviei nu doar în spațiul românesc, ci în multe alte spații care practicau în același timp sclavia. Sclavia trebuie înțeleasă ca un fenomen global care s-a reflectat și în spațiul românesc. Spațiul românesc se deosebește de celelalte spații în care sclavia a fost practicată prin durata de peste 4 secole și jumătate în care s-au aflat romii în starea de robie în acest spațiu. Pentru a înțelege mai bine starea socială în care se aflau romii, inclusiv în secolul al XIX-lea, aș vrea să dau citire unui anunț de vânzare publicat în ziarul Cantor de Avis. Anunțul este din anul 1838 și sună în modul următor. Un țigan de 29 de ani, neînsurat, ce este vizitiu bun, poate mâna 4 cai. Este de vânzare. Doritorii de a-l cumpăra să se îndrepteze în mahalaua neguțătorilor. Prețul lui este de 40 de galbeni. Acesta este un anunț pe care îl putem considera ca fiind obișnuit în epocă. Călătorii străini relatează momente în care familiile erau despărțite prin vânzarea unuia dintre membrii acestora. Această practică a fost interzisă în Moldova în anul 1766 printr-un hrisov al domnitorului Grigore Ghica, care prevedea ca de astăzi înainte despărțiri de familie să nu se mai facă, pentru că deși se numesc ei țigani, tot al lui Dumnezeu zidire sunt. Dezrobirea romilor a fost o provocare pentru guvernele celor două țări românești de atunci, Moldova și Țara Românească. Unii dintre membrii acestor guverne își puneau problema dezrobirii în sensul că noi eliberați nu vor ști ce să facă cu libertatea lor. De fapt, aceasta era o trimitere indirectă la faptul că romii erau eliberați fără un plan de măsuri care să-i integreze în societățile din care urmau să facă parte în calitate de oameni liberi. În schimb, stăpânii particulari, boieri, urmau să primească despăgubiri din partea statului pentru eliberarea robilor lor. Statul, recunoscând prin aceasta calitatea de lucru a robilor, prin dezrobire stăpânii pierdeau aceste lucruri, erau păgubiți de acestea, iar statul, ca o mamă bună, avea să îi despăgubească pentru binele ce îl vor face. Dezrobirea robilor a fost un proces complex, care s-a întins pe o perioadă de aproximativ 20 de ani, începând cu anul 1834, prin introducerea regulamentelor organice în Moldova și Țara Românească, și până în anul 1856, când a fost adoptată ultima lege de dezrobire a robilor particularilor
din țara românească. Robii liberați s-au numit emancipați. Însă, procesul de emancipare avea de recuperat o serie de tare ale trecutului, care se reflectau atât în statutul socioeconomic al emancipaților, cât și în modul în care erau percepuți la nivelul întregii societăți. Odată cu reforma agrară din anul 1864, introdusă de Alexandru Ioan Cuza, au fost împroprietăriți cu loc de casă și de grădină și o parte dintre foștii robi, în special cei ai mănăstirilor. Însă, un important segment dintre robi au constituit o mare parte din populația marginală a satelor și orașelor. Dezrobirea a deschis poarta, am putea spune, și către posibilitatea încheierii de căsătorii între români și romi, acest fapt nemai fiind reglementat de legi care să suprime libertatea uneia dintre parteneri, și vom vedea pe parcurs de ce este important acest aspect. Până în prezent, romii nu au fost prezentați ca actori activi în cadrul istoriei, ci mai degrabă ca spectatori ai propriei istorii. Motivele care stau la baza acestei variante istoriografice țin de rolul considerat marginal acordat romilor de către istorici în construirea istoriei naționale. Însă, noile cercetări scot la iveală faptul că romii, chiar și în perioada robiei, au ținut pasul cu timpul istoric. Spun aceasta deoarece au existat numeroase cazuri de robi care, mai ales după anul 1843, odată cu dezrobirea robilor domnești în țara românească, și-au cerut eliberarea în instanțele țării, unii dintre ei fiind stăpâniți în mod abuziv de către unii particulari. Acesta este și cazul Ioanei Rudăreasa, care apare ca și un model de eroină în lupta împotriva sclaviei. Dar plăcea să dau citire cuvintelor ei, îndreptate împotriva boierilor care o stăpâneau în mod abuziv. Prea milostive Doamne, se adresează domnitorului, nedreptăția nu aduce jertfă lui Dumnezeu, ci mai vârtos trage asupra celor ce o voiesc cu pedeapsă sufletească și greu răspuns vor să dea înaintea ziditorului a toată făptura, cugetând să rămâie veșnic legați în lanțul robirii o mulțime de suflete din neam în neam, negândindu-se nici la iubirea de omenie, nici la povața legii, ce zice că judecătorul nedrept îndrăzneală la Dumnezeu nu are și că Dumnezeu de alta nu-i pare bine ca de dreptate, nici de post, nici de purtări smerite, ca de acela ce face dreptate. De aceea, ca la un părintesc reazem al celor năpăstuiți, cu lacrimi alerg, rugându-mă, a să cere de către înălțimea voastră, de la urmată la cinstitul divan civil și de la cinstita în alta curte, ca să vază pe ce pravilnice dovezi m-a osândit a mă înghiți pântecele iadului pe mine și urmașii mei, câți după vrem se vor afla. Ce reprezintă pentru noi aceste cuvinte ale Ioanei Rudăreasa? Pe de o parte, ele înfățișează lupta pentru libertate. Pe de altă parte, condamnarea publică din partea unei foste roabe a tot ceea ce însemna robia. Iar pe de altă parte, ele constituie pentru noi în prezent niște cuvinte de vindecare, de învățare și asumare a unui trecut istoric comun care a marcat atât populația romă cât și populația majoritară într-un mod atât de profund încât astăzi se impune includerea lui în manualele școlare, realizarea de expoziții și alte materiale culturale care să informeze și să educe populația României și nu numai cu privire la ceea ce a însemnat robia. Manualul de istorie de clasa A8 tratează problema robiei romilor și cea a Holocaustului romilor din România. Voi analiza pe scurt ceea ce este inclus în manualul de istorie ca studiu de caz referitor la robia romilor. Studiul de caz se intitulează
romii de la robie la emancipare și, cu permisiunea dumneavoastră, voi da citire unui fragment din acest studiu de caz. Diversitatea etnică din spațiul românesc a însemnat și prezența romilor. Cu o limbă mult diferită, limba romanii, și un mod de viață în parte nomad, aceștia au trăit printre români și s-au integrat în societatea medievală. Deoarece, ca și mulți țărani români, nu aveau pământ în proprietate, au devenit dependenți de proprietarii de moșii. Statutul lor juridic era acela de robi. În schimbul protecției juridice, robii romi datorau proprietarilor anumite taxe sau prestarea unor munci. Studiul de caz mai introduce o serie de teme importante, cum sunt originea romilor, migrația romilor, statutul lor în evul mediu, ocupațiile tradiționale și schimbările pe care le-a adus epoca modernă. Așa cum putem observa, acesta reprezintă un mare pas înainte în ceea ce privește asumarea și transmiterea acestor informații către generația nouă, reprezentând elementul fundamental prin care se creează memoria socială a robiei romilor în spațiul românesc. Odată cu Marea Unire din anul 1918, romii din Transilvania își exprimă atașamentul față de noul stat creat, solicitând totodată să li se dea pământ alături de ceilalți cetățeni, să fie tratați în mod egal și să nu mai fie numiți cu denumirea rușinoasă de țigani. Constituirea României Mari reprezintă un moment cheie și pentru înțelegerea istoriei romilor din România. Marea Unire se realizează pe baza unor precepte naționale, romii fiind considerați undeva la limita dintre asimilarea culturală și ceea ce poate fi numit străinul din interior. Aceasta este perioada când noul stat român își propune să definească ce reprezintă românismul, care sunt fundamentele lui și cum pot fi sau nu integrate minoritățile în noul stat. Intelectualitatea și clasa politică românească își propun să definească ideal tipul românului. Încă din anii 1920, scrierile eugenice încep să apară pe scena intelectuală românească, rolul acestora devenind vizibil în designul politicilor față de romi din anii 1940. În perioada interbelică, romii din România se organizează sub forma unor asociații cu reprezentare la nivel național, au loc dispute între diferiții reprezentanți ai romilor, sunt tipărite o serie de gazete cu specific cultural rom. Liderii romilor se atașează de diferiți conducători politici ai vremii, ceea ce sugerează o dinamică a romilor la nivelul vieții politice de atunci. Această dinamică este ruptă în timpul celui de-al doilea război mondial, când peste 25.000 de romi din România sunt deportați în Transnistria. Discuția istoriografică asupra acestei teme a implicat din partea istoricilor și a altor specialiști o dezbatere asupra caracterului acestei măsuri, în sensul dacă poate fi încadrată ca politică eugenică, biopolitică sau rasială. Nu ne permite spațiul acestei prezentări să dezbatem pe larg această temă. Însă o simplă discuție asupra certificatelor de origine etnică care se acordau începând cu anul 1941 ar putea aduce mai multă lumină asupra înțelegerii naturii acestei măsuri. În anul 2020 am publicat împreună cu alți colegi, dr. Florinela Giurgea, dr. Chiriar Bogdan și dr. Valentin Negoi, lucrarea Deportarea în Transnistria a familiilor soldaților romi de la greșeli administrative la imperative biopolitice. Și mulțumim cu această ocazie și profesorului Marius Turda, care a scris prefața acestei lucrări. Lucrarea aduce în discuție o serie de documente de arhivă care clarifică natura măsurilor luate împotriva romilor. Unul dintre aceste documente de arhivă este scrisoarea înaintată de prefectul județului Brașov către Ministerul de Interne, prin care solicită o serie de clarificări
asupra acordării de certificate de origine etnică în cazul unor cetățeni care, deși nu par, sunt foarte probabil țigani. Studiind mai îndeaproape această speță, am constatat că la nivelul autorităților centrale exista o amplă discuție asupra definirii a ceea ce însemna să fii român. Unul din documentele de arhivă descoperite arată că țiganii nu pot fi considerați români de sânge. Această nouă viziune de înțelegere a Holocaustului romilor din România aduce mai multă lumină în interpretarea și explicarea ideologiei care a stat la baza deportării romilor în Transnistria în timpul celui de-al doilea război mondial. Nici în perioada comunistă, romii nu sunt recunoscuți oficial ca o minoritate etnică, politicile statului fiind centrate pe ideea de stopare a nomadismului și asimilare a romilor. Volumul de documente privind situația romilor în timpul comunismului, publicat de Manuela Marin în anul 2017, arată că autoritățile comuniste au fost preocupate în ceea ce privește problema romilor. Securitatea urmărind îndeaproape activitatea liderilor rom locali, dar mai ales a celor care erau vizibili și la nivel central, fiind vorba în special despre Ion Cioabă și Nicolae Gheorghe. În sfârșit, în anul 1990, romii sunt recunoscuți ca și minoritate etnică a României, iar în acest context, o serie de politici sociale sunt adresate în special remedierii situației economico-sociale a romilor. În anul 2003 este înființat Centrul Național de Cultură a Romilor, singura instituție reprezentativă la nivel oficial în ceea ce privește cunoașterea și promovarea culturii și istoriei romilor. În noul context democratic sunt înființate asociații ale romilor care își propun, în esență, aceleași obiective pe care asociațiile romilor din perioada interbelică și le propuneau. Aș dori să dau acum citire câtorva puncte din statutul Asociației Redeșteptarea Romilor și Romiților din România, înființată în anul 1936. Aceasta și avea sediul în București. Pe tărâm cultural, asociația își propune să organizeze șezători artistice, festivaluri, serbări, conferințe publice și concerte, precum și să tipărească o revistă cu fond cultural, literar, social, în care să se oglindească folclorul romilor. Pe teren artistic va organiza expoziții de produse ale romilor, concursuri de dansuri și de cântece specifice. Pe teren moral, asociația va activa prin conferințe cu subiecte religioase și sociale, în scop de a ajuta la redresarea morală a membrilor ei și de a determina acțiunile lor în folosul statului. Așa cum putem observa, obiectivele în planul afirmării culturale își aveau rădăcinile în trecut. Ele au fost deturnate de persecuția din timpul Holocaustului și de programul de asimilare forțată din perioada comunistă. Așadar, dacă ar fi să rezumăm analiza dezvoltării culturale a romilor în funcție de fiecare perioadă istorică, concluzia la care ajungem este aceea că dezvoltarea lor a fost stopată în cadrul fiecărei perioade istorice în parte. În timpul sclaviei, romii nu au avut posibilitatea de a-și dezvolta propria cultură și de a o promova. În anii care au urmat dezrobirii, au existat o serie de mișcări civice și politice ale romilor, o serie de adunări ale romilor din Transilvania, care solicitau ridicarea romilor pe aceeași treaptă de egalitate cu cea a populației majoritare. Dezvoltarea romilor în perioada interbelică este înnăbușită prin măsurile luate împotriva romilor în timpul Holocaustului, măsuri care au condus în cazul multor romi la negarea și neasumarea identității etnice. Perioada comunistă a jucat poate cel mai important rol în ceea ce privește pierderea identității etnice, crearea și întărirea unei noi categorii și anume aceea a romilor romanizați. În cercetarea de teren pe care am desfășurat-o pentru teza de doctorat,
asupra memoriei sociale a robiei romilor, am avut posibilitatea de a găsi o explicație a romilor romanizați, venită chiar din partea unei femei rome care avea conștiința faptului că romii din comunitatea ei, și anume cei de la Tismana, provin din foștii robi ai acestei mănăstiri. În monografia redactată de doamna Elena Trancă Buzneri, ea definește romii romanizați în următorul mod. Țiganii romanizați sunt acele categorii de romi care nu au nimic în comun cu tradițiile, obiceiurile și îndeletnicirile țigănești și cu limba romanii. Ei au împrumutat de-a lungul timpului toate însușirile sociale, cum ar fi tradiții, obiceiuri și limba, de la connaționalilor români. Deci ei au același statut social ca și românii, ei prestează activități identice cu ale românilor, copiii merg la școli, la liceu și la facultăți și au ajuns în funcții cheie și în parlament. Femeile și bărbații din această comunitate au servicii intercalați cu românii. Țiganii romanizați vorbesc între ei limba română și la sărbătorile de peste ani împărtășesc aceleași tradiții ca și românii. Căsătoria, nunta și botezul se desfășoară la fel ca și la români. Din motivul că țiganii romanizați împărtășesc aceleași tradiții și obiceiuri, discriminarea între țiganii romanizați și români este una tacită, doar în sinea lor. Este lesne de înțeles astfel că impactul pe care l-au avut diferitele perioade istorice asupra culturii și identității rome. În prezent, elita intelectuală a romilor își propune recuperarea identității etnice prin descoperirea și interpretarea propriului trecut. În acest sens, câteva întrebări fundamentale se ridică. Cum sunt transmise către urmașii noștri informațiile privitoare la trecutul nostru istoric? Cum îl interpretăm astfel încât acesta să poată fi înțeles într-un mod care să ajute la construirea identității etnice și de asemenea să conducă la ceea ce numim împăcarea cu trecutul istoric? Mă apropii de concluzii. La nivelul memoriei colective, istoria noastră înseamnă mit, necunoaștere și raportare la stereotipuri. Eu, personal, nu am avut ocazia de a afla informații nici măcar minimale din cadrul familiei mele sau de la școală cu privire la robia romilor. Accentuez importanța cunoașterii îndeaproape a fenomenului robiei romilor și folosesc termenul de fenomen în cunoștință de cauză, și nu neapărat pe cel de perioadă istorică de data aceasta, deoarece acest tip de cunoaștere ne oferă posibilitatea de a înțelege pe de o parte fundamentele rasismului față de rom, așa cum și domnul Vasile Ionescu subliniază, iar pe de altă parte ne oferă informațiile necesare înțelegerii situației sociale, economice și culturale a romilor în prezent. Dacă unele comunități, în rare cazuri, mai păstrează în memoria colectivă un conținut informațional asupra robiei, aceasta corelează cu neasumarea identității etnice și cu dorința comunităților de a se asimila. În ceea ce privește Holocaustul, o cercetare întreprinsă de mine în trecut arată că tinerii romi nu au, la nivelul reprezentărilor sociale, un conținut informațional obiectiv asupra deportării romilor în Transnistria, de exemplu, ci mai degrabă sunt interiorizate o serie de mituri prin intermediul cărora se păstrează memoria deportării. Amintesc aici mitul bărcilor de carton, despre care am scris încă din anul 2012 și voi lăsa linkul către această lucrare. La nivelul memoriei colective românești, romii nu au fost percepuți ca participanți activi la actele istorice ale României, chiar dacă aceștia au luptat atât în primul cât și în al doilea război mondial. La nivelul memoriei sociale, istoria noastră nu putem spune că este conservată într-un mod care să creeze un spațiu relaxat de discuții. Subiecte precum robia, Holocaustul sau asimilarea forțată din timpul regimului comunist reprezintă subiecte sensibile.
fiind abordate doar de către un număr redus de istorici. Într-una din prezentările mele trecute, chestionam numărul istoricilor rom care studiază istoria romilor comparativ cu numărul romilor din România, care este de peste 600.000. Societatea românească are nevoie de instrumente care să vină în sprijinul împăcării cu trecutul istoric. În mod concret, aceasta înseamnă introducerea informațiilor referitoare la romi în manualele școlare, ridicarea de monumente care să conserve memoria robiei și a Holocaustului, dar și formarea continuă a profesorilor în vederea predării acestor informații. Rolul memoriei este acela de a forma identități. Dacă la nivel comunitar, memoria colectivă referitoare la istoria romilor este caracterizată de mituri și legende, identitatea va fi formată în jurul acestora, romii rămânând pentru ei înșiși exponenți ai propriului exotism. Dacă la nivelul memoriei sociale ne confruntăm cu lipsa reprezentării elementelor esențiale din istoria romilor, aceasta contribuie în mod direct la dorința de asimilare și uitare a unui trecut istoric traumatizant. Rolul nostru astăzi este acela de a crea punțile necesare în vederea împăcării cu acest trecut istoric.